Vă salut, dragi columbofili! Bine ați revenit în voliera Columbofil Junior. Așa cum promiteam și în videoul trecut, astăzi o să vă prezint o pereche de puișori, un domino maroniu și un domino negru-roșiatic. O pereche de pui foarte frumoși, culori foarte rare. Ia uitați, puișorii. Imediat o să pun pe pauză, să-i putem aduce din nou. Am revenit cu puișorii noștri. O să încercăm să stăm mai departe de ei, să nu-i speriem. Așa cum vă povesteam și în videoul trecut, această pereche necesită să mai stea o săptămână și ceva, în jur de 10 zile, alături de părinți, în voliera de la matcă, apoi urmează să-i separăm, să-i dăm și pe ei în voliera puilor, de unde filmăm acum. Așa cum vă povesteam, această femelă, un domino roșiatic, ia uitați și această pereche, ce încălțătură are. Trebuie să ținem cont și că puii sunt încă mici, necesită să mai stea alături de părinții săi. Încălțătura o să fie mai mare și mult mai frumoasă. Automat, începând să se maturizeze, păsările o să arate mult mai bine. Ei sunt puișori cu vârsta, eu știu, de 4 săptămâni. Ia uitați cum arată această pereche de rândunele de Saxonia la 4 săptămâni. Avem femela în această imagine, domino pe negru cu tentă roșiatică, iar masculul un domino pe maro. O culoare foarte rară. Un mascul foarte frumos, cu o poziție foarte bună, cu un colorit special. Un colorit special la această pereche. Ia uitați, aici se poate observa și încălțătura masculului, care e una foarte frumoasă. Eu sper să vă placă și acest video. Ia uitați masculul. O să aducem din nou și femela lângă el, să putem încheia videoul cu masculul și femela împreună. Aceasta a fost perechea de puișori de rândunele de Saxonia pe care am vrut să o prezint astăzi. Sper să vă placă acest video și vom reveni în videoul următor cu alte perechi ce urmează să le înțărcăm, atât de rândunele de Saxonia, cât și de voltați indieni. Dar până data viitoare, când o să facem acest video, eu vă salut și vă urez toate cele bune!